Ediție Princeps. Ce înseamnă? Prima ediție a operei unui scriitor. Noi, bineînțeles, vom avea în vedere primele ediții, deci edițiile Princeps, ale scriitorului nostru, Romulus Cioflec, care a trăit între anii 1882-1957. Primul volum tipărit de Romulus Cioflec în 1907, intitulat Doamne ajută-ne, a devenit o ediție foarte rară. Noi, muzeul, nu deținem acest volum, deci niciun exemplar. În schimb, al doilea volum, tot de schițe și nuvele, a apărut în 1920, se intitulează Lacrimi călătoare și a apărut la editura Viața Românească din Iași. Cum vă spuneam, în 1920. Foarte interesant că în acest volum sunt o serie de povestiri care ne introduc pe noi, cititorii de astăzi, în lumea copilăriei, lumea satului, chiar a satului natal, cu Araciul, cel care era la început de secol XIX. Prima povestire, Lacrimi călătoare. De câteva zile, vremea s-a mai răcorit și de dimineață, rândunelele stau înșiruite pe crestele coperișelor, ori pe sârma telegrafului și se tot socotesc de plecare. Unele mai gureșe și mai nerăbdătoare aleargă de la un grup la altul să mai schimbe societatea și toate se înțeleg între dânsele. Asemănarea păsări oameni este foarte prezentă în volumele de povestiri, de schițe, de nuvele ale lui Romulus Cioflec. Urmează două volume tipărite de Romulus Cioflec în urma unor călătorii. Astfel, în 1928, tipărește această broșură, să-i spunem, care este de fapt un memorial de călătorie, în urma călătoriei pe care Cioflec a făcut-o cu un an înainte în Spania. Cu trenul a ajuns în Spania și cu câteva opriri în nordul Italiei, pentru că nu-i plăcea să călătorească noaptea și de aceea și-a ales traseul în așa fel încât după amiaza zilei ajungea într-o localitate, mergea la un hotel și a doua zi dimineața continua călătoria cu trenul. Deci, acest volum, Cutreierând Spania sau impresii de călătorie, a apărut la editura Adevărul la Biblioteca Dimineața. Foarte interesant și aici începutul în stilul specific scriitorului, un pic umor în același timp, dar și un pic de haz de necaz al omului care avea banii numărați într-o călătorie. Primul capitol, Prin poarta de răsărit, de 15 zile pe drum, adică nu chiar. Mă tot strămut cu popasul din oraș în oraș, ceva mai grăbit prin capitalele mai puțin îmbietoare ale lumii iugoslave, pe Valea Save, mai dogoritoare decât nordul Italiei și așa mai departe. Pare rău că volumul este foarte interesant și îl recomand cu drag edițiile următoare. Deci, acest volum a apărut încă în două ediții, de care al doilea cu fotografii ale scriitorului. Alt volum interesant, 1929, Romulus Cioflec tipărește volumul memorialistic Sub soarele polar, cu un titlu mai lung, Sub soarele polar, impresii și peripeții din voiajul unor salvați de la naufragiu de spărgătorul Crasin. Interesant că acest volum cuprinde ilustrații care de fapt sunt fotografii ale scriitorului realizate de scriitor,
cu aparatul pe care îl avea, pentru că a fost o adevărată pasiune în viața lui, arta fotografierii. Și avea un aparat de fotografiat Kodak. Deci fotografiile lui sunt în acest volum. Volumul a apărut la Editura Națională Ciornei în București. Și este singura ediție, deci nu avem o ediție a doua din acest foarte interesant volum de călătorie. Romulus Cioflec a călătorit împreună cu soția pe o vas de croazieră din Hamburg, deci nordul Germaniei, din Hamburg până în nordul peninsulei Scandinave, cu mai multe opriri, foarte, foarte interesant. Și am ajuns în anul 1937. Este anul poate cel mai important din cariera de scriitor al lui Romulus Cioflec. De ce? Pentru că în 1937 Romulus Cioflec a tipărit romanul Vârtejul la editura Adevărul din București. Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni deține două exemplare din această ediție Princeps, ambele cu autograf, despre care autograful scriitorului, despre care o să spunem imediat câteva cuvinte. Un exemplar este cartonat, elegant, cartonat, desigur de altcineva, care a avut în proprietate acest volum, pentru că volumul original este acesta. Și foarte interesant este faptul că chiar pe foaia de titlu este o ștampilă care o citesc proprietatea autorului. Prin urmare, autorul în asemenea situație, când pune o asemenea ștampilă, nu are de gând să ofere, să înstrăineze volumul respectiv. Și totuși, pe foaia următoare, găsim autograful scriitorului și o adresare. Spune așa, domnului Efne Gheorghe Grădiștea, cele mai alese sentimente de la Romulus Cioflec. Și acum este interesantă data. București, 20 decembrie 1949. Cartea a apărut în 37 și vă spuneam că avea ștampila de proprietate a autorului. Prin urmare, ceva deosebit, un fapt deosebit l-a determinat pe Romulus Cioflec să-i dăruiască acest volum, proprietatea autorului, deci era fixat ca să rămână în familie, mai ales că l-a dăruit după 12 ani. Deci acel fapt deosebit este de căutat. Deci este aici o poveste, zic eu, foarte frumoasă, pe care ar fi bine să o cunoaștem. De ce după 12 ani dăruiește un volum pe care scria inițial proprietatea autorului? Da. Să rămână aceasta, că e foarte interesantă. Și acum al doilea exemplar, tot din Vârtejul, tot cu autograful autorului, pe pagina interioară. Observați, autorul totdeauna nu dă autograf pe foaia de titlu, dă autograf pe pagina următoare. Aici autograful este domnului Ine Herescu, cu cele mai alese sentimente de la Romulus Cioflec. Și data este 22 ianuarie 1938. Foarte interesant aici cine este acest Herescu, domnului Ine Herescu. Herescu este, aș vrea să se vadă și autograful, dacă se poate, dacă nu, punem așa, se vede? Așa, dacă vă spun câteva cuvinte despre Herescu, o să vedeți de ce i-a oferit această carte Romulus Cioflec cu cele mai alese sentimente. Herescu a trăit în perioada 1903-1961, deci mai tânăr decât Romulus Cioflec. A fost un latinist
cunoscut, prozator, traducător, fondator și director al Institutului Român de Studii Latine din București. În același timp a fost președinte al Societății Scriitorilor Români din București în perioadă grea pentru istorie, 1939 până în 1944. Și a fost director al, din 40 al Fundațiilor Culturale Regale Carol I, iar din 41, de aceea noi nu-l cunoaștem, pentru că din 1941 Nicolae Herescu s-a aflat în exil în Portugalia și apoi în Franța, unde a locuit până la deces în 1961, dar în Franța, important, a fost animatorul mișcării literare din exilul românesc. Și acum încă un singur cuvânt aș vrea să vă mai spun. În timp ce era președinte al Societății Scriitorilor Români, în 42, el a fost în 39-42, în 42 Romulus Cioflechi a înaintat o cerere președintelui Societății Scriitorilor, prin care cerea să îi se adauge la pensie adaosul care se acorda scriitorilor români în acea perioadă. Foarte interesant, această scrisoare în original va fi publicată de noi în numărul 15 din revista Caietele de la Araci. Trecem la volumul Român din Secuime, tot ediție Princeps, 1942, a apărut la Casa Școalelor, la Biblioteca Cartea Satului, în care directorul literar de atunci, Emanuel Bucuța, ținea să aibă și icoane din viața satelor românești din Secuime, după cum avusese, de exemplu, de la Liviu Rebreanu, imagini din nordul Transilvaniei, în volumul lui Rebreanu, pe Someș. Volumul acesta, foarte interesant, și coperta, și în interiorul volumului sunt ilustrații ale unei cunoscute pe atunci artiste plastice, Ioana Jurgea. Ilustrațiile sunt toate realizate pe baza textelor, inclusiv coperta, pe care găsim și semnătura artistei. Aici undeva este semnătura artistei. Nu are autograf acesta, deci volumul Român din Secuime. Și în continuare am ajuns la volumul de traducere, pentru că este un roman tradus de Romulus Cioflechi și este vorba de romanul Camarazi de Eri Maria Remar, traducere din limba germană de Romulus Cioflechi, și volumul a apărut la editura Veritas din București. Volumul îl deținem cam de o lună și așa am aflat cum volumul a apărut, de fapt, așa cum se menționează pe versul la foaia de titlu, aici, se menționează că volumul a fost editat și tipărit de editura Veritas București în aprilie 1946. Menționez că toate datele care sunt până acum apărute, tipărite la tabloul bibliografic al lui Romulus Cioflechi, menționează acest roman că a apărut în 1945. E, această însemnare de pe cartea originală ne arată că, de fapt, volumul a apărut în 46, în aprilie 46. Volumul de traduceri, foarte important, și aici merită să citim câteva pagini când vom avea timp. În continuare, aș vrea să mă opresc puțin la încă două cărți pe care le am în față, două cărți care aparțin, după cum vedeți, lui Virgil Cioflechi. Cine a fost Virgil Cioflechi, care a trăit între anii 1874-1948? Acest Virgil Cioflechi s-a născut într-o localitate, Ghereșeni, din județul Buzău, dar descindea din familia Cioflechi din Araci.
Deci tot din familia scriitorului. Se pare că bunicii lui au trecut Carpații și s-au stabilit în județul Buzău cu două generații înainte. Virgil Cioflec a fost scriitor, a fost publicist, a fost un mare om de cultură, dar în primul rând a fost un iubitor de artă. El a deținut o foarte bogată colecție de tablouri valoroase, Grigorescu și Lucian. Și multe din tablourile lui au fost donate de el Universității din Cluj imediat după unire și a constituit fondul principal al actualului Muzeu de Artă din Cluj. Dar vreau întâi să vă prezint volumul lui de povestiri, și anume, care a apărut în 1916, deși asta este o ediție Princeps și o ediție rară. Este cartonat volumul, nu știu exact dacă așa a fost sau a fost cartonat de proprietarii care l-au avut ulterior. Dar de ce este valoros? Nu numai că este o ediție Princeps, dar are autograful scriitorului. Și anume scrie aici doctorului Poenarul, păzitorul sănătății mele, autorul. Data 1 septembrie 1918 și volumul a apărut în 1916. Revin la Virgil Cioflec, pe lângă volumul Mărurerii de care vă spuneam și cu dedicația doctorului Poenarul, care este și proprietar, era și el un om de artă, proprietar a unor tablouri Lucian și Grigorescu. Deci pe lângă acea carte, Mărurenii, eu aș spune că o preocupare foarte importantă a lui Virgil Cioflec a fost opera de artă. El a scris și două monografii, Luna Lucian și alta Grigorescu. Grigorescu este aceasta pe care o avem în față, apărut în 1924 la Cultura Națională. Acest exemplar a apărut, această carte a apărut în 3000 de exemplare, dintre care 100 pe hârtie specială cu numerotare de la 1 la 100. Și 3000 de exemplare însemna foarte mult pe vremea aceea, mai ales că este un album. Deci această carte are un studiu la început, realizat, semnat de Virgil Cioflec, foarte interesant, și apoi sunt ilustrații, deci album, doar că sunt al negru. În 1924 nici nu se putea. Deci sunt tablouri ale lui Lucian, pe care le-a tipărit în 1924. Foarte interesant ce spune Virgil Cioflec despre Lucian, care a murit la 43 de ani. Deci Lucian a murit în 1916. Volumul este realizat în 1924. Și insistă Virgil Cioflec pe descrierea tablourilor care înfățișează flori. Spune așa, dragostea pentru flori a lui Lucian este cunoscută. Le pictează cu o voluptate de portretist. Tot sufletul lui atârnă de o floare. Pasiunea aceasta îl exaltează până într-atât încât în ultima lui expoziție, cea din 1914, nu ne-a adus decât flori. Florile lui nu sunt două la fel, mai spune Virgil Cioflec. Și mai spune în același timp, chiar în ultima parte a studiului, că nu există operă de artă dacă sentimentul uman nu precumpănește. Oricare ar fi doctrina estetică și oricare ar fi procedeul de realizare. Din acest punct de vedere, Lucian este incomparabil în pictura românească, el reprezintă o conștiință. Prin urmare, Virgil Cioflec ni-l redă, cred că cel mai bine, mai simplu, mai sintetic,
pe acest mare pictor al nostru, care a fost recunoscut ca mare pictor după moartea lui, din păcate. Vă mulțumesc!